În conformitate cu dispozițiile articolului 134, aliniat 1, litera A din codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 76 din 7 octombrie 2020, emisă de domnul primar. Din consultarea codnicii de prezență rezultă că sunt prezenți 8 consilieri, absentând domnul consilier Grigori, doamna consilier Grigori și domnul consilier Tomă. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Vreți să mă filmat mai de aproape să vedeți dacă am emoții? Mă salvează masca, dar să știți că am emoții. Am emoții pentru că e ultima ședință din actualul mandat. Probabil nu sunt singurul de aici care trăiește asemenea stare. Și, practic, în mod sigur avem emoție la început, când depune jurământul, conform articolul 117, dacă vă mai amintiți, doamnelor și domnilor consilieri, tot la articolul 117 din codul administrativ, este același jurământ pe care l-am depus și eu la începutul mandatului și probabil și la începutul altor mandate. Am emoții și pentru că mă despart de mai mulți consilieri. Evident că cel mai mult mă impresionează, mă afectează chiar direct de o despărțire nedreaptă față de niște consilieri buni, de niște consilieri apropiați, folosind o expresie neau și așa, mă despart de niște consilieri care mi-au fost dragi și care constituie o pierdere deosebită pentru Partidul Social Democrat. Declar pentru cei care doresc să priceapă sau să cunoască că decizia nu mi-aparține, mă depășește. Deci s-a întâmplat peste capul meu. Probabil, având și eu singur punct la ordine de zi, o să ne cerem îngăduință la echipa de filmare ca să mai spunem și altceva, dat fiind semnificația momentului. Repet, ultima ședință, ca să rămână mărturie sau un sistem de referință pentru respectarea legii, pentru că am primit invitația de la domnul secretar general al Comunei, o să reamintesc ordinea de zi cunoscută deja de dumneavoastră. Și anume, practic avem un singur punct la ordinea de zi, analiza exercițiului bugetar al Comunei noastre pe trimestrul al treilea anul curent. Este o obligație legală. Puteam să nu convoc această ședință a Consiliului Local Bogdănești. Ar fi însemnat nu neapărat o nerespectare a legii finanțelor publice 273 din 2006, O amânare care ar fi încărcat ordinea de zi pe luna octombrie. Puteam să pornesc de la estimarea investirii Consiliului Local undeva spre sfârșitul lunii actuale, dar având în vedere că actualul Consiliu Local își încheie mandatul în momentul când va fi investit
Consiliul Local rezultat în urma alegerilor din 27 septembrie, am considerat că este bine să ne facem treaba până la capăt. Reamintesc articolul 117 din Codul Administrativ, care este jurământul pe care îl depunem la începutul mandatului. Sună cam în felul următor. Și eu mi-l mai împrospătez dincolo de ideea care poate rămâne în memorie, la modul concret. Vă reamintesc, sună cam așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele Comunei Bogdănești. Reamintesc acest lucru nu pentru că am dorit neapărat. Este una dintre concluziile care se detașează pentru... Și mai e și o formulă religioasă, domnul primar. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bine, da. Aia nu este obligatorie. Nu. Dar noi nu avem materie. Dar prima parte, rostită în limba română, este obligatorie. De obicei toți am făcut asta și cred că o facem, într-adevăr, fiind credincioși. Mă rog, ortodox, după câte știu eu pe aici, facem și acest lucru. Am realizat acest comeback, cum se numește, revenire la începutul actualului mandat, pentru că am constatat, cel puțin azi, părerea mea, am cam uitat așa pe parcursul mandatului de acest jurământ, la fel cum am uitat și de principiile de bază care ar trebui să guverneze activitatea administrației locale. Se regăsesc tot în codul administrativ, undeva pe la începutul codului, prin titlul al treilea. Este vorba de articole 6 și 10. E articolul al 8-lea, care este principiul transparenței, ne conduce exact la tema ordinei de zi, analiza exercițiului bugetar pe trimestrul al 3-lea, este principiul transparenței. Spuneam că facem de fiecare dată trimestrial și în ultimul trimestru al 4-lea, până la sfârșitul lunii decembrie, așa spune legea finanțelor publice. De fiecare dată, ca să sintetizez aici, mai degrabă să las liber, fiind invitația la o reflecție pentru fiecare dintre noi aici și poate mai relaxat cât se poate, mai emoționat, dorim să rămână ceva înregistrat pe casetă. Caseta poate avea acces fiecare dintre noi, sigur, cândva, va însemna un reper important din viața fiecare dintre noi. O să fac în ceea ce mă privește, înainte de a prezenta proiectul de hotărâre pe care am avut onoarea să-l inițiez, câteva considerații legate de referatul pentru susținerea acestui proiect de hotărâre. De obicei, porneam de la ceea ce înseamnă dimensiunea bugetului local, total venit, total cheltuieli, apoi analizam câteva indicatori de referință pentru execuția bugetară aferentă analizei. Suntem, așa cum spune și legea finanțelor publice, în analize, în dezbatere publică, apropo de principiul transparenței, să desprindem niște concluzii care să conducă în mod firesc la o abordare pozitivă, constructivă. Să vedem ce a fost bine în execuția bugetară pe trimestrul al treilea și, în mod sigur, ceea ce putem îmbunătăți.
De obicei, un prim indicator pe care îl prezint, mă rog, celor care sunt de fată și le mulțumesc celor care sunt de fată, inclusiv invitațiilor, este indicatorul privind realizarea veniturilor proprii. Asta știți înseamnă din impozite, taxe, ce mai avem contracte care susțin financiar activitatea administrației publice, contracte de finanțare, deci, dincolo de veniturile propriu-zise realizate prin încasarea taxelor și impozite locale. Apoi, mai avem un indicator care înseamnă total venituri propuse a fi utilizate, a fi încasate și utilizate pe parcursul acestui ecar cronologic, deci trimestrul al treilea. Deci vom vedea că avem un mic paradox în sfârșit. Trecem apoi la cheltuieli, total cheltuieli pentru cele două secțiuni ale bugetului conform legii. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Sunt investițiile. Și mai avem un indicator pe care îl analizăm, total cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare numai. Deci separat față de secțiunea de funcționare. La primul indicator stăm bine, ca de obicei, pentru trimestrul al treilea. Primul indicator era, așa cum am precizat mai înainte, realizarea veniturilor proprii. Avem o realizare de 108%. De obicei, el era mult mai mare pe trimestrul întâi, pentru că plata impozitelor și taxe către bugetul local este mai consistentă, dacă vă mai amintiți, undeva peste 140-150, de obicei, tinde spre nivelare până la trimestrul al patrulea. Apoi, spuneam că o să ne întâlnim tot la analiza veniturilor, și anume total venituri pentru ambele secțiuni, funcționare și dezvoltare, și aici, cel puțin teoretic, dar este o situație explicabilă și o să procedez în acest sens. Total venituri, secțiune de funcționare și dezvoltare, care este de 36%. Deci este mult mai puțin decât veniturile proprii. Acest fapt se explică prin valoarea mare a contractului de finanțare pentru investiții. E vorba de apă și canalizare, dacă vă mai amintiți. Lucrare care trebuie să se realizeze pe, cel puțin conform contractului, pe durata a 2 ani de zile, n-a fost epuizat nici primul an de execuție, deci în mod firesc s-a încheltuit mai puțin din acest contract de finanțare și veniturile noastre. Apoi la cheltuieli, partea a doua a execuție bugetare. La total cheltuieli avem 30% realizat. Are legătură cu ceea ce afirmam mai înainte, valoarea mare a contractului de finanțare obținut de la Ministerul Dezvoltării. La investiții aici informez Consiliul și pe cei care vor accede la
informate de pe casetă că suntem aproape de finalizare, să spunem, peste 90% în legătură cu o investiție așteptată de toți locuitorii, care arată, spuneam, aproape gata și foarte frumos. Aseară s-au aprins luminele la podul peste râul Oituz, strada Slobozia. A fost prima seară și construcția arată foarte bine, foarte frumos, ca un paradox, așa, cel puțin pentru mine, că am așteptat până când s-a dat drumul la iluminatul public. Arată, din punct de vedere estetic, mult mai bine pe timpul zilei. Are o arhitectură și o anvergură care o pune în valoare în mod deosebit. Arată mult mai bine decât noaptea. Sistemul de iluminat cu LED-uri de o factură specială. Nu-l bate pe cel de la podul peste vale aici. La partea separată, numai investiții propriu-zise, la partea de dezvoltare, aici, deși aparent avem un procentaj încă redus, 22%, după câte îmi amintesc din analiza realizată de compartimentul de specialitate. Dar aceasta se explică prin durata execuției la apă și canalizare. Dacă vă mai amintiți, anii trecuți, acest indicator, și chiar în trimestrele anterioare, acest indicator era întotdeauna mic, datorită felului cum se desfășoară execuția. E o zonă unde nu depinde foarte mult de noi, depinde de constructor. Eu am oferit niște indicatori, cum să spun eu, uzuali. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări, în ideea de a delibera, de a clarifica situația, suntem aici, beneficiem și de sprijin de specialitate din partea doamnei contabil Romela Răcăuțeanu. Mă opresc în prima etapă aici. Mulțumesc pentru răbdare. Poftiți, domnul președinte? Da. Înainte de întrebările de acolo, vă rog să prezentați procesul verbal la ședința luna anterioară. Da, dacă dintre dumneavoastră are și mai multe sau autofidere la procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 30 septembrie 2020. Dacă nu, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc că în unanimitate procesul verbal a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Vasile Bogdănești de sub acoperiș 3/2020, inițiator domnul primar. Domnul primar, deja dumneavoastră ați prezentat la asta acest program. Aveți cuvântul. Să dau citire proiectului de hotărâre care are următoarele articole. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul al treilea al anului 2020, conform anexelor 12 și 13, care fac parte integrantă de prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romela, consilier, vor duce la îndeplinire hotărârea.
Și al treilea, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Ncioi Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primarului Comunei Bogdănești și instituției prefectului de sub Bacău. Atât, mulțumesc. Da, mulțumesc. Dăm cuvântul domnului președinte la Comisia Economică. Da, să mulțumesc. Domnul președinte, doamne și domnul consilier, Comisia numărul 1 Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil la acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt comentarii, scrie la cuvânt, vă rog. Da, doamna Cătălea, mă rog. Da. Am dorit să particip la această ultimă ședință a Consiliului Local din actuala legislatură, pentru că am fost invitată, deși, după cum se știe, votul meu nu mai este valabil. După cum știți, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, am obținut un nou mandat de consilier local împreună cu alți doi colegi de-ai mei, numai că la câteva zile acest drept ne-a fost anulat printr-un curios concurs de împrejurări din cauza unor stratageme și jocuri politice meschine și imorale. Conducerea PSD Bacău a decis să se debaraseze de trei dintre noi aleși, păstrând în mod bizar doar o persoană impusă de la centru, pe locul 2 al listei, venit în luna august și fără nicio legătură cu comunitatea din Comuna Bogdănești. Astfel, cei trei au fost excluși, deci excluși din PSD, fără nicio explicație, fără niciun scrupul sau reținere, după 20 de ani de muncă în acest partid. S-a procedat astfel la înlocuirea celor de pe locurile 1, 3 și 4, cei care împreună cu domnul primar am dus greul în această campanie electorală și nu numai, cu alți colegi de pe locurile 7, 8 și 9, probabil mai meritoși și deci mai potrivit să facă parte din noul Consiliu Local. Vreau ca cetățenii, simpatizanții PSD, care ne-au acordat voturile dumnealor, să cunoască acest fapt, să știe că o parte din voturile dumnealor, respectiv cele acordate nouă, celor trei, au fost anulate cu bună știință și cu premeditare. Pierderea locului de consilier local nu ne face să ne pierdem calitățile și valorile pentru care suntem apreciați în comunitate, nu ne face să ne pierdem demnitatea și verticalitatea, iar vina noastră este că nu ne-am pretat unui oportunism lamentabil și neonorant de dragul unei indemnizații. Numai PSD putea să-și bată joc de proprii membri, să-și decimeze propriul birou al organizației, toți trei făcând parte din biroul organizației PSD Bogdănești, să-și elimine propriul candidat. N-ar fi pentru prima oară în istoria PSD-ului. Le doresc succes vechilor și noilor aleși, de la toate nivelele, dar ar fi bine să mediteze la faptul că orice pastră pe limba e piere și că fie roata chiar pătrată, tot se întoarce ea odată. Mulțumesc! Da. Vă mulțumesc, doamna mea, în calitate președinte al acestei ședințe, mă simțeam obligat să vă opresc discursul pentru că nu era vorba la ordinea zilei. Dar, în schimb, în semn de respect și de om care vrea să fie dreptate, v-am lăsat să spuneți acest cuvânt, pentru că, într-adevăr, nu s-a mers cu dreptate, s-a mers cu lucruri ascunse, murdare, din punctul meu de vedere. Lucrul ăsta puteți să-l faceți și la ședința de investiri, pentru că nu mi se pare corect. Din punctul meu de vedere, aveam dreptul fiecare la o viață, dar vă mulțumesc. Dacă mai este altcineva care trebuie. Dacă nu, supunem la urmă. Cine este pentru? Da. În unanimitate, respectul. Nu, eu am ținut, deci eu n-am ținut. Pentru că sunt exclusă din partid și deși din Consiliul Local. Am înțeles șapte voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct. Solicitare.
solicitări, adică... Nu sunt date solicitări. Nu avem. Dacă un coleg consilier sau altcineva are probleme, dacă nu declară închise. Da. Vă mulțumesc.